Astăzi revenim cu un nou episod de Brawl Stars. Bine v-am regăsit cu toții la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi revenim pe contul secundar și băi fraților, era să fac o chestie tare, dar din păcate am avut foarte, foarte mare ghinion. O să povestim cum era să fac win streak cu cel mai mare din România, cum voiam să-l fac și bă, chiar cred că îmi reușea dacă n-aveam foarte, foarte mult noroc. Eu oricum am mai încercat treaba asta încă o dată, s-a mai întâmplat o dată în care eu am încercat să fac acest win streak și o să vă arăt la ce win streak ajunsesem. Și mai exact acum 2 săptămâni pusesem clipul acesta, am pierdut cel mai mare win streak, cel mai mare win streak al meu. Și acum 2 săptămâni făcusem 57 de victorii la rând. Clar era cel mai mare win streak al meu, clar nu era cel mai mare din România și așa mai departe. Și am zis că, bă, fiți atenți, bă, am un cont secundar, am un cont care îmi permite lucrul acesta. Când ai un cont de la zero, un cont de începător, să zicem așa, e foarte ușor să faci win streak-uri. De ce? Pentru că tu ai brawleri care nu au tier-ul acesta. Vedeți aici tier-ul acesta, până la tier 8, până la 100 de trofee, tu joci cu boții. Și treaba e că cu boții câștigi non-stop, dar mai intervine problema că câteodată nu câștigi, adică câteodată mai și pierzi cu boții și se mai întâmplă chestia asta să ai ghinion. Eu în mod special jucam la duel. Duelul mi se pare foarte bun la boți pentru că, bă, 100% câștigi la duel, nu se poate. Și nu e mereu duelul și mai trebuie să joci la solo showdown, pentru că mi se pare puțin mai ok la solo showdown decât la Brawl Ball, că nu controlez toți coechipierii tăi, să zicem așa. Așa că am jucat la solo showdown și aici, ca și data trecută, am pierdut win streak-ul, fraților. E foarte nașpa, nu am să vă arăt filmarea pentru că nu filmam atunci, pur și simplu mă jucam normal și încercam să fac win streak-ul acela. O să vă arăt imediat și win streak-ul. Mă jucam frumos, normal. Ia să vedem battle log, să vedem dacă și găsesc pe aici. Bă, nu cred că găsesc. Poate mă uit. Ia stai să vedem, ar trebui să fie la solo showdown. Cred că e chiar ăsta, rank 6, acum 4 zile. La rank 6 nu mai primești win streak, s-a dus win streak-ul, cred că trebuie să fii în top 5. Și am prins între Pearl și cred că Nita. Și când prinzi între doi brawler, nu ai unde să te mai duci. Sus e unul, jos e unul, te duci în dreapta, dai de altul, ești mort. Ți s-a dus win streak-ul, fraților. Era la 78 de trofee, deci era ultimul meci cu Spike. Și după aia puteam să mă joc cu alt brawler, să zicem așa. Și de ce aveam potențial să fac cel mai mare win streak din România? Pentru că eu am foarte mulți brawler aici și deblochez destul de mulți brawler. Mai aveam și pe Buzz, puteam să fac, urma acum să-l iau și l-am luat și pe Mortis, l-avem și pe Frank. Deci urma să mai fac în continuare win-uri. Eu zic că mă duceam în 150 de win-uri. Și win streak-ul pe care l-am făcut eu cel mai mult pe acest cont și ever gen pe Brawl Stars este de 100, fraților, 100 win streak maxim. Arată bine, nu zic nu, arată bine, 100 maxim. Vedeți și voi acolo win streak-ul, plus ce am făcut data trecută, 56, ar veni 156 win streak dacă le-am combina cumva, dar nu se pune, automat chiar nu se pune, pentru că trebuie să ai win streak, să scrie acolo pe profilul tău win streak. Și moftic puțin pentru că puteam să mă duc să fac cel mai mare din România. M-am uitat puțin să vedem care este cel mai mare din România. Pe YouTube n-am găsit niciun video cu mai mult de, nu știu, 100-130 de win-uri, să zicem așa. Și m-am uitat la leaderboards pe România, pentru că asta ne interesează, și am luat la rând. M-am uitat, ăsta are 65, Stes are 81, Alex are 70. Le-am luat așa la rând. Și automat că ăștia din top nu au foarte, foarte mult, pentru că nu au avut atâția brawler ca un cont secundar cum am avut eu. Probabil mai există în România care să aibă, nu știu, foarte, foarte, foarte multe win streak-uri, dar nu au înregistrat chestia asta. Și cel mai mare pe care l-am găsit în topul acesta este Mădălin, pe care îl cunoașteți cu toții. E cel mai mare content creator de la noi din România pe Brawl Stars. Are 164 win streak, frate. Ceea ce, bă, mie mi se pare extraordinar de mult. Voiam să bat acest win streak, practic după el mă ghidam. Am fost aproape de el dacă ar fi să-l adun, dar nu l-am atins acolo, să zicem. Bă, mie mi se pare că puteam să ating dacă nu aveam ghinion, v-am zis de ce. Chiar aveam motive destule bune. Acum, pe contul ăsta nu mai are rost să încerc să fac win streak, pentru că mi s-a luat. Am jucat doar la win streak pe contul ăsta. Pot să joc și eu la rank, nu știu, să mai deblocăm pe aici niște chestii. Pot să joc și eu la un event, la una alta. Mă rog, oricum am pierdut la event, probabil pierdeam la event.
Ne jucăm și pe contul acesta pentru că mi se pare destul de șmecher să mai ai așa un cont secundar unde să mai deblochezi brawler noi, să mai deschizi una alta. Uite, de exemplu, avem acum Mortis, l-avem pe Mortis și o să jucăm cu Mortis așa slăbuț, cu boții, cu dăstea. Chiar, da, pot să joc la rank? Ia, stai, sunt foarte, foarte curios. Poate jucăm chiar la rank acest episod. Poate jucăm primul meu match de rank pe contul secundar. Oricum vreau să deblochez și oul acesta. Am deblocat deja un ou pentru un short. Dar hai să jucăm și noi la primul nostru rank. Ia să vedem. Pot sau nu pot să joc aici? Hot zone, ia să vedem. Bă, cred că e bun Spike, aș vrea să joc cu Spike. Mamă, nici n-am mulți brawler, deci trebuie să ai power 9 minim. Pot să joc cu Ems sau cu Spike? Cred că o să joc cu Ems, de fapt. Cred că e mai bună la Hot Zone Ems. Nu spune că jucăm cu boții. Jucăm cu boții, frate? Aici parcă nu e cu banat. Nici nu știu dacă sunt boți, o să ne dăm seama imediat. Da, sunt boți. Sunt boți, nu veneai ca și om normal în halul ăla să vii. Dar, na, e primul meu match de rank. Deci vă dați seama că automanul nu e atât de mare competiția. Și poate deschidem și un rank de la Star Drop, că oricum se duce sezonul. Bun, și câștigăm primul match. Hai să vedem, poate ne dă chiar Star Drop-ul ăla din prima. Nu Star Drop, rank drop-ul ăla. Ia să vedem. Am făcut primii 100 și la 500 deblocăm. Mama, atât de greu faci rank-ul? Am mai jucat un rank. Poate jucăm și cu oameni normal. Nu gem grab. Ok, nu, e tot cu boții. Probabil sunt să te obișnuiești. Habar n-am. Dar oricum, la cât am jucat cu boții pe contul ăsta, mi s-a luat, frate. Mie îmi place să joc cu boții, mă, normal că nu mă stresez. Mi se pare că e un joc foarte chill așa când nu joci cu boții. E foarte, nu știu, destresant, nu e un joc foarte, foarte competitiv, să zicem așa. Și când jucam cu boții era așa, stăteam pe spate, mă mai uitam la un clip, bă, mai ascultam o muzică. Dacă în joci, tată, la rang, la dăstea, deci nu o poți, n-ai cum, trebuie să fii concentrat 100%. Mai câștigăm aici un meci frumos. Ăștia nu cred că au fost boți, sincer, deci ăștia chiar nu cred că au fost boți. Plus 100, bă, așa greu faci la început? Mi se pare că faci puțin. Sau poate fac eu prea mult pe contul principal. Rare, e rare. A plecat rare-ul. O să jucăm un meci cu El Primo. Avem și Hot Zone. El Primo e singurul brawler care are hypercharge pe contul acesta. Și avem și skin, avem și hypercharge. E caterinca așa să spice pe brawler de ăștia mai micuți. Ia uite hypercharge-ul. Habar n-am ce face hypercharge-ul. Nu mă întrebați, vă rog. Punch or punch. M-a bătut Carl. Nu pot să cred că m-a bătut Carl. Ia uite-l, l-am aruncat și am plecat. Ce tare. Ce caterică. Băi, e destul de distractiv El Primo, n-am ce să zic. E chiar distractiv și câștigăm și al treilea meci de rank. Uite, deja nu mai avem boți. Jucăm și cu Spike. Jucăm cu Spike să vedem care e situația cu Spike. Prima noastră legendară de pe cont. GG, încă o meci câștigat și o să deschidem și oușorul. Ia să vedem ce ne pică din oușor. Oh, 101, mersi frumos. Hai să vedem ce ne pică din oușor. Cred că avem mutație. Hai să vedem, n-avem bani oricum, asta e bine. Asta e bine că n-avem bani. Epic și epic. Player icon, am înțeles. Bă, lăsați-mă, mă, cu invite-urile, m-ați spart cu invite-urile. Bă, măcar am o iconiță mai șmecheră, că nu aveam iconiță șmecheră, o am... uite, mai aveam asta. Dar cred că e mai șmecheră asta de am primit-o acum. Cred că este mai șmecheră asta de acum. Mai trebuie să câștigăm un meci, să luăm și noi steluța aia, Star Drop-ul ăla șmecher. Hai să mai jucăm un meci la rank. Chiar sunt curios ce ne pică din ăla, poate ne pică ceva chiar bun. Bă, ăla-i Diamond! De ce jucăm cu Diamond? What? Bro, de ce jucăm cu Diamond și noi suntem bronzi? Gen pe bune? Bine, mă! De obicei nu prea joc cu Bo, dar n-am multe variante pe contul ăsta și bă, vezi că merge Bo pe harta asta cel puțin. Sărăcuțu! S-a dus domnul 8-bit. Ia uite, poți să dai report! Bă, asta nu era! Butonul ăsta de report nu era! Ietă! Ok! Și avem bronz 2, rank up reward. Ia să vedem.
Suntem și noi un rank acum, mamă, am deblocat 100 de chestii, voi vedeți? Doamne. Și Star Drop rank. Ia să vedem. Bling-uri, bă. Mă așteptam să-mi dea ceva mai mult, dar n-a fost să fie. Avem și două Star Drop-uri aici. Ia să vedem. Nimic, nimic, frate, nimic. Nimic. Trebuie să jucăm și un meci la mișto cu Mortis. Nu cred că o să putem juca la rank cu el, așa că o să jucăm la solo showdown ca să luăm ultimul Star Drop. Poate, poate din ăla ne pică ceva, că nu ne-a dat nimic astăzi bun. Deci chiar nu ne-a dat nimic astăzi bun. Bă, cât de amuzant e să joci cu Mortis. Am și uitat. Am și uitat cum e să te joci cu Mortis. Mi se părea unul dintre cei mai amuzanți brawler când a apărut jocul ăsta. Aute, aute ce am luat. Doamne. Bă, a fost prea easy. Pa, pa, mama Jay. Pa, 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 pa. Bă, hai să vedem ce ne pică din ultimul Star Drop, fraților. Avem Win Streak 6. Am înțeles. Bun, și Win Streak-ul ăsta. Hai să vedem. Super rare. Super rare. Epic. Nu vrea, bă. Era bun un epic. Ce să facem acum? Nu mai avem ce să facem. Da, cam asta e situația și cu contul acesta. S-a dus Winstreak-ul, vreau să scrieți acolo un comentariu, un RIP Winstreak. Ce să facem, ce să facem acum, nu mai avem ce să facem. Uite câte solo victories am, 124, 127. Ce să facem acum, bă, sper că v-a plăcut clipul. Lăsați un like acolo, eu am fost Sinner și v-am pupat, pa, pa.